Care este băutura minune care curăță plămânii și calmează tusea? Fumătorii sau foștii fumători ar trebui să știe asta. Există o băutură care vindecă plămânii, așa că fie că ești fumător, suferi de boli ale plămânilor sau pur și simplu vrei să previi problemele, într-o perioadă în care răcelile și virusurile sunt frecvente, trebuie să știi despre această băutură care face minuni pentru plămâni, îi curăță, îi reface, calmează inflamațiile și tusea. Este vorba despre un ceai de ceapă, turmeric și rădăcină de ghimbir pe care îl îndulcești mai apoi cu miere. Turmericul este cunoscut pentru efectele sale benefice pentru sănătatea plămânilor, în timp ce ghimbirul are proprietăți antiinflamatoare. De asemenea, mierea calmează inflamațiile în cazul unei răceli sau atunci când tușești. Ceapa ameliorează tusea, dar și durerile de gât sau durerile de cap din cauza sinuzitei. Dacă ești fumător și știi cât de nociv este pentru organismul tău fumatul, curățarea plămânilor tăi este importantă și necesară pentru a mai diminua din efectul țigărilor. Curățarea plămânilor și protejarea lor de fum este un pas vital în menținerea sănătății lor pe termen lung. Toxine de la ciuperci și bacterii pot distruge sănătatea plămânilor și chiar pot duce la boli mortale, cum ar fi boala pulmonară obstructivă cronică. Din fericire, sunt mulți pași naturali pe care îi poți face pentru a-ți menține plămânii sănătoși, ca să poți respira cu ușurință. Aproximativ 5 milioane de persoane mor anual în întreaga lume din cauza bolilor asociate fumatului. Acestora li se adaugă aproximativ 600.000 de decese corelate cu fumatul pasiv, potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Sănătății.